Dar, după cum vă imaginați, în legumele deshidratate, toate gusturile se concentrează și totul devine mult mai intens. Nu știu. Ca într-un lift. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarcu, ediție specială de 1 mai, pentru că suntem călare pe grătare aici la Farfurie și facem după ce mâncăm piește. Este ziua în care poporul are voie de dezlegare la doradă. Și asta pică în fiecare an de 1 mai aici la noi, pentru că știm foarte bine, avem dorăzi foarte frumoase. Și iată pe asta, am gătit-o aici, în casă, ca să arătăm în bloc ce putem. Dar bineînțeles, voi puteți să o faceți pe grătar, o să aibă o crustă minunată, are o salată de fenicul cu burdugale, cum se spune pe la noi, și bineînțeles cu mărar și cu tot ce este mai bun. O să mă pomeniți dacă o să gătiți chestia asta, o să vă bucurați și bineînțeles o să intrați în vară cu corpul vostru preferat de plajă. Așa că rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. O să facem niște ulei infuzat cu lămâie și cu ierburile astea foarte gustoase. Și ce ne trebuie este, evident, niște ulei. Deci ne apucăm foarte serios de gătit, vă dați seama. Încingem chestia asta și turnăm ulei. Nu trebuie să-l fierbem. Ăsta e un ulei pe care îl păstrați mai încolo, pentru că va fi infuzat și va mirosi foarte frumos și îl folosiți în toate vinegretele de acum înainte din viața voastră. Punem prunzulițele astea în el și mai punem niște coajă de lămâie. Dacă vreți să adăugați și mai mult talent lămâios, evident puteți să folosiți ulei de lămâie, există. O să vă simțiți ca pe coasta amalfitană, pierduți între lămâi. Deși știm foarte bine că orice italian care vine în România are mari probleme dacă nu reușește să pronunțe corect lămâie. Nu zic așa, după ce ai pronunțat tămâie, lămâia, știți cum merge, este extraordinar. Ei, foc mic, foarte mic și multă răbdare. Nu trebuie să bolborosească, trebuie doar să se încălzească, după care îl lăsați să stea liniștit. Se răcește, strecurați chestia și o să aveți cel mai parfumat ulei de gătit sau de pus în salată. Și acum facem a doua preparativă, care e foarte importantă, și anume un sirop. Oțet, zahăr, foc mic, se topește, în momentul în care s-a topit, am oprit și îl lăsăm să se răcească. Vedeți că nu e chiar așa MasterChef, dar cât de cât trebuie să ai un pic de talent. Și după asta ne apucăm să facem un sos. E o mare valoare la voi în frigider. Poate să stea mult, 2 săptămâni, poate chiar o lună, dacă îl sterilizați. Fulgi de ceapă, trebuie puțin zglobiți. Ia uite, pe smetii am făcut nenică. Foarte frumos, foarte fin. Acolo trebuie să oprim focul, uite cum bolborosește. Îl lăsăm la răcit. Și pe ăsta la fel, că începe să mă enerveze. Topește zahărul. Așa, și acum să facem un sos extraordinar. Cu ierburi de Provence, piper, sare, niște fulgi de ceapă, usturoi granulat și un pic de coriandru măcinat, foarte bun. Și un pic de chili, ca să simțim că trăim totuși. Chefir, lapte bătut, ce vă place, ceva acrișor ar merge. Și facem chestia asta. Toată maioneza asta și smântână. E, cam ăsta este sosul. Da. Ăsta merge la rece și acum ne apucăm de asezonat pește, de făcut grătare, de lucruri din astea. Deci să știe vecinii că ne permite. Ăsta e uleiul pe care l-am infuzat. Bine, să-l scăcurăm este relativ simplu, în sensul că îl turnăm de aici și ținem cu o chestie. Bine, putem, dar decât să stăm să spălăm site, știți cum e, de ulei, mai bine folosim metoda clasică, ia dăm ceva să țin asta.
Și aici am niște lămâioase de bohotin. E ulei infuzat mult mai tare cu lămâie, chiar de lămâie. Pun și pe el aici. Avem două tipuri de ulei, oțet de vin alb. Probabil că e celălalt, dar mai am niște oțet de mere, ăsta de mere. Luați-vă oțeturi să aveți în casă, că vin vremuri grele, n-au să ne mai lasă ăștia nici cu oțet. Să ne dea oțet sănătos, cauciuc. Totuși un pic de sare merge, un pic de chili ca să simțim că trăim. La toate le-am pus un pic de chili ca să simțim să trăim, o să spuneți. Da, așa este, la toate le-am pus și o să le mai pun. Și un pic de apă. Vai de mine. E dulceag, lămâios și foarte floral. Pe scurt, exact ce trebuie lângă o doradă. Și tocmai de aia zic, am zis doradă, hai să vă arăt cum arată o doradă. O să vedeți doradă la televizor, pe internet. N-ați mai văzut. Toată noaptea am lucrat la ea, mi-a ieșit perfect. I-am dat un pic de sare, dar chiar și așa, pielea tot merită un pic de zgrietură, așa. Ca atunci când ieși în armată. Și mănânc pentru ăla care l-a curățat. Așa, și... Acum o să facem un mix de condimente cu care vom masa ușor dorada. Trebuie niște sare, un pic de piper, dar stați de desubturile farfuriei lui Xafro. Aici avem un pic de fenicul, extraordinar, cam așa. Ierburi de Provence, coriandru, o amestecătură de parfumuri. Dacă vreți să-i dați un aer românesc, un pic de usturoi. Și cam atât, aș zice eu. Lucrăm puțin pe mojarel. Ei, totuși, ce se întâmplă în acest mojar? Vă poate pune pe gânduri, în sensul că... Bă, grătarul e o chestie foarte serioasă și foarte gustoasă și... Chiar trebuie să muncești un pic. Nu o pui doar mici pe grătar, că asta știe orice fraier. Ei, aici avem un mix de arome. Punem un mix înăuntru, punem și așa și facem așa, știi? Căpăpește. Mai punem și așa. Pe ăsta o încingem la întreapta. Vedeți că așa ar trebui să fie făcute cuptoarele astea moderne. Aibă slab și tare. Am pus asta ca să nu se prindă dorada și poate o să-i mai dăm un pic de ulei, așa, preventiv. Asta îl protejează, îl face să se gătească ceva mai... blânduț așa. În mod normal, pe grătar, crusta asta se arde. Ia, sarea asta devine condiment și se transformă într-o glazură foarte frumoasă. Dar... Ascultăm cu atenție și ne bucurăm. Așa, avem pește, ăștia. Am pus un pic ca să protejăm carnea și să intensificăm aroma, niște ceapă verde. Dar, evident, dedesubt puteți să puneți alte ierburi aromatizate, dacă vreți, niște cimbișor, niște rozmarin. Puteți să umpleți hârtia asta cu ierburi și după ce el s-a rumenit un pic, după ce a căpătat crustă, evident, și după aia lăsați doar să se infuzeze și nici nu se mai arde. Îl protejați, practic, de contactul cu căldura. Acum, el se liniștește puțin, ca și pește, ca și doradă, și noi, ca și oameni, ar trebui să facem totuși zălățică de fenicul. Ăsta este siropul despre care v-am mai vorbit. Oțet cu zahăr. Aș pune un pic de lichid din ăsta. Aș amesteca bine. I-aș mai pune și un pic de piper. Foarte puțină sare. Dorada s-a mai liniștit, cum aș face și eu în locul ei. Așa că las un pic sălățica asta de fenicul,
scot dorada, mă uit la ea, văd ce e înăuntru și după aia revenim și terminăm găteala asta, că nu se mai poate. Vine 2 mai peste noi. Asta este vinegreta. Să vedeți vinegreta Garbo, cum îmi place mie să-i spun. Are culoarea asta de lămâie. O amestecăm și pe ea. Ei, și exact când zicea toată lumea, băi, bă, că ne plictisim, hai să dăm la o rețetă de ecler, la o liță, ceva, bam! Vin ardei. Ardei gras verde. Ceapă verde. Ei, și un pic de sosuleț din asta. Că ce poate să strice? Hai să și gust ca să nu vă mai ferb așa, de aici. O să mulțumiți toată viața. Efectiv. Dar nu e nevoie. 400 de euro trimiși în fiecare an pe adresa redacției sunt mai mult decât suficienți și vă mulțumesc anticipat. De 1 mai, un paste de euro, să-mi iau și eu 4 tone de doradă, să stau liniștit, să am până la an. Mulțumesc mult. Deși eu o vând și o dau pe scrumbie, vă dați seama. Mai, brăila din sânge nu minte. Și pentru încheiere, că suntem oameni, nu animale, mărar. Și așa, o frunzuliță de fenicul, doar ca să vă enervez. Și acum, gata, facem o inimioară din ceapă. E anotimpul iubirii, a trecut, începe acum, la plajă. Și, bineînțeles, imediat după anotimpul iubirii, vine anotimpul dermatologilor. Mai mult decât atâta, zău, nu știu ce să fac. E o farfurie mare în care putem să luăm și piește, cum se spune pe la noi, pe la Brăila, mai prin Comorovca, așa. Piește. Și salată. Piește și salată. Stropim un pic și dorada, un pic de fenicul și portocale. Așa că zic, hai România, hai 1 mai, hai farfuria lui Exarhu, să gătiți și să mă pomeniți. Ui, și așa să faceți după ce mâncați.